George Simion, liderul AUR, a fost stropit cu cerneală la manifestările de 24 ianuarie din Piața Unirii din Iași, unde s-a sărbătorit unirea principatelor române, deși autoritățile locale nu au organizat niciun eveniment oficial. Liderul AUR, George Simion, a fost stropit cu cerneală în timpul manifestărilor de la Iași în ziua Unirii Principatelor Române la 24 ianuarie. El n-a schițat niciun gest când a simțit lichidul pe față, ci din jur, repezindu-se să-l apere și să strige prindeți-l. Pe atacatorul venit prin spatele lui Simion, care a aruncat cerneala peste umărul drept al acestuia. Bărbatul care l-a atacat pe politician a fost ridicat de către jandarmi. Împreună cu soția sa, însă George Simion, a transmis ca acesta să nu fie amendat. Nu mă supăr și chiar îi rog pe polițiști să nu-l amendeze pe individ. Noi îi iubim pe toți românii, a declarat George Simion. Simion a fost ajutat de cei din jur imediat după incident. S-a șters de grosul de cerneală, însă a rămas pătat pe față și a continuat să cânte și să se plimbe printre cei prezenți în centrul orașului. Evenimentele de la Iași au fost tensionate din cauza faptului că autoritățile locale au transmis că nu vor organiza în Piața Unirii evenimente care să adune mii de persoane în centrul orașului, din cauza creșterii numărului de infectări cu coronavirus.